Ultima strigare din acest an în seria de elită a întrecerii județene a adus în prim plan jocurile în care erau implicate cele două fruntașe ale campionatului. La Câmpina, CSM-ul local s-a zbătut din greu pentru victorie în fața celei de-a treia clasate, Petrolistul Boldești. Finalmente, câmpinenii s-au impus la limită cu 1-0, însă nu au fost cutiți de emoții în ultimul minut, când oaspeții au irosit șansa egalării de la punctul cu VAR. Detronați din fruntea Ligii A în runda precedentă, cei din Urlaț și-au recâștigat poziția pe turnantă. Unirea a învins pe teren propriu cu 3-1 CSP Ulești, ultimul gol al gazdelor marcat în prelungiri de Bărăgan, fiind cel care a adus titlul de campioană de toamnă trupei antrenate de Ion Cojocaru. Chiar dacă poate fi invocată și conjunctura favorabilă de care a beneficiat, meritoriu pentru echipa din Urlaț este faptul că a continuat parcursul de regularitate chiar și în condițiile în care a fost părăsită de sponsori pe finalul primei părți a întrecerii.